Îmi face mare plăcere să vorbesc despre Mădălina. Ea este o altă floare a cântecului Dobrogean care a pornit frumos pe acest drum. În primul rând, are repertoriu propriu. După părerea mea, un artist, ea este încă la început, dar și-a croit acest drum frumos. Un artist trebuie să aibă un repertoriu original, care are două, șase, opt cântece, dar să fie ale ei. Atunci zic eu că cineva poate fi recunoscut ca artist. Este o reușită și o convingere chiar că cântecul Dobrogean, că acest cântec frumos Dobrogean, se regăsește în creația pe care am dăruit-o Mădălinei Artem și, așa cum spunea Elena Roizen, dacă noi tot am lua mereu din lada de zestre și nu am pune nimic, am fi mai săraci. De aceea eu cred că Dobrogea noastră s-a îmbogățit prin ceea ce aduce Mădălina Artem în muzica dobrogeană. Cum ați descoperit-o pe Mădălina? Când v-ați întâlnit prima dată? Un om drag sufletului meu, care se numește Ștefan Petriman, Da. orchestratorul pieselor Mădălinei Artem, dar și pieselor mele, a fost omul de legătură, apreciindu-mă ca și creator de cântec popular dobrogean, și-a dat seama că eu sunt omul potrivit pentru a o ajuta pe Mădălina Artem. Și, într-adevăr, creațiile sunt făcute pentru Mădălina Artem, pentru acest ținut de lângă Dunăre. Dacă ar fi să-i dați un sfat Mădălinii, ce i-ați spune? Să persevereze, fiindcă succesul se menține greu. Ea a dovedit că este o tânără de succes în cântecul Dobrogean. Eu zic că a intrat pe poarta cea mare a folclorului Și Dobrogean. foarte rapid. Și foarte rapid, un tânăr la 19, nici 19 ani, să aibă un CD cu repertoriu personal, este nevoie de perseverență ca să se mențină și eventual ca să mai adauge ceva la ceea ce a obținut.